Înainte de a începe, să vizionați întreg videoclipul. Dacă îmi puteți acorda câteva secunde, vă rog mult să mă ajutați și dumneavoastră, apăsând butonul de like și abonați la canalul nostru de YouTube. Mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră amabil. Să începem! Prizoniera destinului. Episodul 37 rezumat. Partea a doua. Necht decide să se răzbune pe Vasi. La închisoare, Necht este încă șocat, deoarece bărbatul rănit din spital a murit. Vasi nu a avut altă opțiune decât să-l ucidă, știind că acesta își va schimba declarația în favoarea dușmanului său. Necht este sigur că nu mai poate ieși din închisoare și a pierdut complet orice speranță că va fi liber să-și trăiască viața alături de familia sa. Așa că decide să se răzbune pe Vasi, cel care i-a întins capcane să rămână în închisoare. El dă banii pe care i-a primit de la Zeynep fratelui său din interior și îi cere să-l salute pe ucigaș Dar Cengiz, care are planuri de viitor complet diferite pentru Necht. Îi cere să mai aștepte până la încheierea instanței. Cengiz îi cere lui Necht să se ocupe de afacerile sale din afară, dar el nu acceptă pe motiv că are și el o afacere. Necht este șocat când află că magazinul de anvelope a fost închis, iar familia sa a fost alungată din casă și că membrii familiei sale s-au dus acasă la Zeynep. Barış se ceartă cu Savaş din cauza lui Zeynep și Necht. Barış este foarte dezamăgit că Zeynep a preluat cazul lui Necht și că fratele său Savaş a ajutat-o. El este foarte furios și supărat pe Zeynep. După această situație neplăcută, Barış își anulează călătoria la Sofia, în Bulgaria, și când se întoarce acasă, se ceartă cu Savaş. Unchiul său, Ali Rıza, crede că există o singură interpretare cu privire la comportamentul lui Barış și anume, dragostea. Pe de altă parte, nu crede că Barış l-a concediat și foarte supărat se duce să-i vorbească. Dar Barış îl înțelege și îi spune că nu este vina lui, așa că își poate păstra jobul. De asemenea, el îi acordă permisiunea de a lipsi de la serviciu până la finalizarea cazului. Nuh se bucură enorm și pleacă acasă voios, dar Cemile, ca de obicei, îl enervează din nou pe soțul ei. Urmează și continuarea rezumatului.